Astăzi, 18 aprilie 2024, Banca Comercială Română a lansat la Iași campania Alege bine pentru tine. Campania aduce pe piața de banking din România una dintre cele mai ample oferte comerciale din ultimii ani. Inițiativa se înscrie în strategia BCR de a sprijini deciziile de viață ale clienților săi cu produse financiare echilibrate și inteligente. Peste 120.000 de produse din oferta campaniei au fost deja alese de clienți în numai o lună de la lansare. Programul oferă un diagnostic privind viața financiară a clienților, precum și o foaie concretă de parcurs privind obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. De la lansarea campaniei până în prezent, aproape 50.000 de clienți au optat pentru acest program. Bine ați venit în noua noastră unitate. Numele meu este Cătălin Ințe, coordonez comunicarea la BCR și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici sunt două, de fapt, motive. Unul dintre motive ține de deschiderea unei noi unități în orașul Iași, iar principalul motiv ține de lansarea campaniei Alege bine pentru tine, o campanie națională lansată de BCR în urmă cu aproape lună. Și pentru aceste două motive le-am alături pe Dana Dima, vicepreședinte retail întreagă de BCR și Niculeta Grăjdeanu, director zonal retail BCR. Dana, te rog. Da, mulțumesc mult și vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi. Într-adevăr, suntem onorați să fim în Iași, în primul rând, pentru că Iași este un oraș extraordinar de frumos, ne place cel mai mult din țară. Este un oraș în care revenim cu mare plăcere și da, astăzi suntem într-o casă nouă, într-o unitate frumoasă, un concept nou, un concept în care consilierii noștri sunt mult mai aproape de clienți prin tot ceea ce facem în spațiul acesta, dar și prin mobilitatea pe care o avem vis-a-vis de clienți, a merge către ei și a-i primi în spațiul nostru. Într-adevăr, este o unitate nouă, dar unul dintre subiectele importante pe care noi le-am dezvoltat în această perioadă este campania Alege bine pentru tine. Este o campanie pentru români, este o campanie națională, o campanie care vine către tot ceea ce înseamnă educație, dar și necesitate, pentru că am încercat prin tot ceea ce oferim în această campanie și o să detaliem în momentele următoare, să venim către clienți, către români, pentru a-și reduce costurile, pentru a reuși să aleagă și să decidă corect în viața de zi cu zi prin produsele pe care le punem la dispoziție. Aceste produse sunt produse pe care noi le-am construit de-a lungul timpului, sunt produse digitale, în mediul digital, dar și oferite în cadrul unităților noastre, în ecosistemul George, produse care pot ajuta și ajută în general de la componenta de economisire până la componenta de creditare sau de asigurare, de protecție, ajută pe români să ia deciziile corecte, decizii de care avem nevoie ca viața noastră să fie mai bună. Am să vă descriu în câteva cuvinte, dar înainte de toate vreau să vă spun că ne bucură că în această perioadă de aproximativ 4 săptămâni de când am pornit la drum, peste 120.000 de produse speciale au fost alese de către clienții BCR, dar și de către clienți care au venit către noi pentru aceste produse și nu este un lucru puțin, pentru că este doar o lună, avem la dispoziție timp până în data de 8 iunie, este, așa cum am spus, este o ofertă limitată. Am să vă descriu puțin ce înseamnă aceste produse și de ce ele au fost alese deja de către români și, bineînțeles, sperăm noi și în continuare să facă parte din decizia clienților noștri. Vorbim despre produse de creditare, de consum, produs cu un credit de consum cu o dobândă foarte, foarte bună, respectiv 6,25, fixă pe toată perioada de creditare. Deci nu există dobândă variabilă, nu există un risc. Mai mult decât atât, este un credit care poate ajuta, pe de o parte, pe acei români care doresc să achiziționeze sau să își rezolve din problemele zilei de mâine, cum se spune, dar și pentru acei români care își doresc să-și reducă costurile actuale. Știm foarte bine că perioada de inflație a fost o perioadă cu un efect puțin mai senzitiv, mai
un efect important negativ în viața românilor și noi considerăm că acest produs poate ajuta în reducerea de costuri. Dincolo de creditul de consum, punem la dispoziție un card de credit care, bineînțeles, are gratuitate la momentul emiterii lui, dar cel mai important lucru, oferă soluțiile de bani înapoi, de cashback, pentru costurile cu benzina, deci în benzinării, de 10% și de 5% în supermarketuri, bineînțeles într-o sumă de 300 de lei lunar. Este un produs care pare să fie din ce în ce mai utilizat de către români. De ce? Pentru că oferă facilități de creditare, dar în același timp și de reducere de costuri. Cumva îmbină partea de economisire prin faptul că facem această economisire, dar și elementul de utilitate în plățile pe care românii și le doresc. Un alt produs foarte important pentru o mare parte dintre români este depozitul. Știm cu toții că depozitul a rămas un produs de economisire cunoscut de marea majoritate a românilor. Venim cu o ofertă de 6,7% de asemenea pe 5 luni, o dobândă care poate veni în ajutorul românilor care doresc să economisească. Acestea, să spunem, sunt trei produse de bază pe care foarte mulți dintre români le accesează, dar, de fapt, campania este o campanie, așa cum am spus, care vine cu produse multiple pentru toți cei care au nevoie de ele. Vorbim de produse de economisire, dar și produse de investiții. Avem produsul de investiție cum îi spunem noi, cu venit recurent, care poate porni de la o sumă de 100 de lei. Întotdeauna avem această discuție vis-a-vis de românii care spun nu putem să economisim deoarece veniturile noastre sunt prea mici. Și noi venim cu această soluție pe de o parte de reducere de costuri și pe de altă parte de un proces de economisire și de investiție cu o sumă mică, recurentă, pe care fiecare ar putea să-și o permită. De asemenea, zona de protecție, știm foarte bine că probabil în România, cultural, zona aceasta nu a fost neapărat utilizată de foarte mulți ani, dar nevoile și problemele care au apărut în ultima perioadă vis-a-vis de incendii, vis-a-vis de problemele de sănătate, vin din ce în ce mai mult în susținerea ideii că protecția pentru români este importantă. Nu numai pentru români, pentru orice om din această lume, dar poate că la noi a fost și este nevoie de mai multă zonă de educație vis-a-vis de ce înseamnă adevărat protecția, fie că vorbim despre o protecție a veniturilor, fie că vorbim de protecția casei sau de sănătate. Venim în această campanie cu produse în care zona de asigurare are un număr de prime gratuite, astfel încât clienții să poată să înțeleagă mai bine produsul, să înțeleagă ce înseamnă acest produs de protecție și, bineînțeles, cum îl poate utiliza. Știu că foarte multă lume se întreabă ce se întâmplă cu zona imobiliară, ce se întâmplă cu creditul imobiliar. Vreau să vă spun că, dincolo de faptul că de aproape 10 ani de zile Banca Comercială Română a fost, de fapt, prima bancă care a promovat creditul imobiliar în lei și cu dobândă fixă, deci cu mult timp înainte de a fi acest an 2023 în care inflația și-a spus cuvântul, chiar dacă ne-a fost greu la acea perioadă, pe ansamblu, clienții BCR care au optat pentru produsul de imobiliar cu dobândă fixă a fost protejat și a resimțit acest avantaj, mai ales în această perioadă de volatilă. De aceea, în cadrul campaniei, venim cu acest produs imobiliar cu dobândă fixă pentru 5 ani, bineînțeles, existând și posibilitatea de continuare a acestei perioade. Și mai mult decât atât, dincolo de dobânda pe care o promovăm în cadrul acestui credit imobiliar, venim cu un fond de rezervă pe care îl acordăm clienților care optează pentru creditul imobiliar în BCR, un fond de rezervă de 2500 de lei. El pare să fie echivalentul unei rate sau unei rate mai mari pentru clienții care optează la o sumă mai mare, dar el are ca sens un fond de rezervă pe care fiecare român ar trebui să-l aibă în momentul când accesează un credit imobiliar. De ce? Pentru a avea o rezervă în momentul în care există o problemă în consumul sau în cheltuielile care există în cadrul familiei lunare. Venim cu această opțiune, tocmai făcând parte din planul nostru financiar și în planul nostru de educație financiară, pe care îl
construim împreună cu clienții în unități și în care încercăm să construim acest plan nu numai pentru ziua de mâine sau pentru anul acesta, ci pentru un termen mult mai lung, încercând să construim cu clienții obiectivele de care fiecare pe care fiecare dintre noi ar trebui să le asambleze în planul acesta, obiective de protecție, obiective de educație, de educație a copiilor, zona aceasta de reducere de costuri pentru credite, tot acest plan financiar face și el parte din campania noastră, pentru că noi ne dorim ca cei clienți care optează pentru intrarea într-o sucursală BCR din Iași sau din țară să poată avea alături de ei consilieri, pe consilierii noștri, care poate să-i ajute în construcția acestui plan financiar. Am observat, avem peste 520.000 de discuții pe care le-am gestionat în ultima perioadă, în ultimul an cu clienții noștri care s-au accelerat în perioada de campanie. Am observat că deși acest plan financiar face parte dintr-un modul de educație financiară, foarte mulți dintre românii care l-au parcurs, dintre clienții BCR, au optat pentru diverse produse care pot să-i ajute în planul acesta financiar. Repet, produse de economisire, de creditare cu dobânzi fixe sau dobânzi mai mici pentru reducerea costurilor sau elemente de protecție. Aș vrea să vă creez această imagine de ansamblu. De ce? Această campanie nu este o campanie, este o campanie comercială, dar este o campanie care vine într-un moment important, un moment în care venim după o perioadă, să spunem, volatilă, cea de anul trecut, venim într-o perioadă în care practic este un nou început, o perioadă de construcție. Și este important să fim alături de cei care au nevoie, repet, fie pentru reducerea costurilor, fie pentru planuri de viitor. De aceea campania oferă șanse pentru premii în această perioadă, șanse acordate pentru toate produsele BCR, dincolo de oferta comercială, șanse pe care românii le pot avea în câștigul unor premii, prin trageri la sorți, premii care se adresează și tinerilor prin concertele anului, peste 2000 de bilete la cele două mari concerte ale anului, dar și planuri pentru economisire, deoarece avem 500 de premii de fonduri de rezervă, după cum v-am spus, de 2000 de lei. Avem 1000 de telefoane pe care le punem la dispoziție clienților prin tragerile la sorți, dar și un premiu foarte mare, mai multe de fapt premii foarte mari, două studiouri la mare și respectiv 5 bucătării perfect utilate. Deci practic nu numai că mergem spre zona aceasta de reducere de costuri, dar venim și prin a acorda câteva bucurii clienților care optează pentru produsele BCR. Din nou de remarcat, și aș vrea să punctez acest lucru, tot acest ansamblu de produse îl oferim clienților care optează să lucreze cu Banca Comercială Română, să fie alături de noi și noi vom fi alături de dânsii, acest lucru materializându-se în încasarea unor venituri recurente în conturile pe care dânsii le dețin la BCR. Avem produsul George, care este gratuit, după cum știți, și care acordă foarte multe beneficii, inclusiv gratuitate la toate ATM-urile din țară și din străinătate. Iar în perioada de campanie, pentru clienții care optează pentru pachetul George, oferim gratuitate la schimburile valutare care se realizează în afara țării pentru tranzacțiile cu cardul. Deci este un ansamblu de produse de creditare, creditul de consum și respectiv cardul de credit, un ansamblu de produse de protecție, asigurări de venit, de sănătate și de locuință, un ansamblu de produse de investiții și economisire, depozitul și produsul de investiții în capital plan, acest produs de investiții cu termen recurent, creditul imobiliar, după cum v-am spus, cu o dobândă foarte bună fixă pentru 5 ani și acest fond de rezervă de 2500 de lei, cu produse de tranzacționare cu comisioane gratuite. Și bineînțeles o să vă întrebați și ce se întâmplă după aceea cu toate aceste produse. Produsele continuă și continuă perioada de viață, așa cum au fost decise de către clienți. Ceea ce este important este ca pentru noi, ca fiecare român care decide sau a decis deja să lucreze și să folosească aceste produse, să utilizeze aceste produse, să se bucure de avantajele acestei campanii care vine, repet, în zona de reducere de costuri și în zona de
tranzacționare din ce în ce mai mult, fiecare produs oferind șansele de câștig de premii, dar de asemenea și zona de tranzacționare oferă șanse, după cum și activarea serviciului de cashback pe care l-aveam în George pentru peste 20 ceva de comercianți, deci dincolo de benzinării și supermarketuri avem o gamă foarte mare care variază cu un discount de la 5 până spre 15-20% și acoperă cam toate nevoile de educație, de călătorie, de consum. Încă o dată, este o campanie pentru toți românii. Numele este, acestei campanii este un mesaj, reprezintă un mesaj important. Alege bine pentru tine. Fiecare dintre noi trebuie să alegem bine pentru fiecare dintre noi, pentru familiile noastre și pentru noi înșine. Dar cel mai important lucru este să alegem corect. Și deciziile corecte se iau atunci când înțelegi pentru ce iei aceste decizii și mai ales atunci când îți construiești un plan financiar pe termen lung. Sunt foarte multe de spus, sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat în această perioadă de la clienți și ne bucură că suntem astăzi la Iași pentru că le putem împărtăși și cu dumneavoastră. Așa că în continuare să aștept din partea dumneavoastră întrebări la care voi răspunde cu mare drag. Nico? Întrebări? Da, vreau să o rog pe Nicoleta să ne povestească puțin despre noua noastră locație, noua noastră unitate. Noua noastră unitate este, de fapt, noua și vechea unitate, dacă putem să spunem așa. Noua se împletește cu vechi. Noi am funcționat aici dintotdeauna, este sucursala Alexandru Ioan Pulva, sucursala cu tradiție a băncii noastre aici în Iași. Mulți ieșeni o cunosc și mulți ieșeni au fost mirați în momentul în care am anunțat că ne mutăm cu activitatea pentru o perioadă, în așa fel încât să vă primim într-o locație super extraordinară. Și pot să citesc un client tânăr de-al nostru, de fapt un copil de 15 ani, care a intrat și a spus, wow, este din viitor. Deci ne dorim ca această locație să fie într-adevăr o locație primitoare pentru clienții noștri și cu adevărat să ofere servicii de înaltă calitate clienților noștri din Iași și nu numai. Și ne dorim ca și ne bucurăm că această campanie, Alege bine pentru tine, se potrivește cu deschiderea noii unități, sucursala Alexandru Ioan Cuza, unde ne dorim să veniți cu mare drag și oferă un alt model de servire față de modelul de servire cu care suntem noi obișnuiți. Sunteți invitați în săl de întâlniri în care zona de intimitate cu clienții noștri, cu colegii noștri, de consiliere financiară care să aducă soluțiile financiare potrivite fiecăruia sunt destinate în mod special pentru acest lucru. Și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în această ocazie de deschiderea unității UZA și de lansarea campaniei. 700 de metri aveți? Sau cât? Da, important de spus este că este prima unitate de acest gen din Iași. Și vreau să întreb pe Dana ce, pentru că de-a lungul timpului noi am tot deschis astfel de unități în București și în restul țării, ce s-a schimbat față de vechea unitate? În primul rând, faptul că această unitate este o unitate care permite un spațiu flexibil. Noi am numit-o un centru financiar, de fapt, fiecare unitate a noastră nouă reprezintă un centru financiar pentru clienți, unde dialogul financiar despre care povestea și Nicoleta se întâmplă într-un mediu plăcut, într-un mediu digital, după cum observați, pentru că Banca Comercială Română a decis în anul 2018, dincolo de zona de educație, unde știți foarte bine că avem programul de școala de bani în care mergem în toate instituțiile, de la copii la adulți, la pensionari, dincolo de acest program de educație financiară am decis ca modelul de digitalizare să nu se întâmple peste noapte și fără a ajuta clienții, fără a-i ajuta în fiecare pas pe care îl parcurg în zona aceasta de servicii financiare, într-o astfel de unitate și nu numai, peste tot de altfel, deschiderile produselor Băncii Comerciale Române, atât de persoane fizice cât și pentru micro-întreprinderi, se întâmplă direct pe device-ul clientului, astfel încât consilierii noștri pot să-l ajute, să-l învețe pas cu pas cum pot folosi serviciile financiare în mediul digital. Mă bucur să spun astăzi că peste aproape 90%, 89% din produsele de retail
pe care clienții noștri le achiziționează de la, din cadrul băncii comerciale române se întâmplă în mediul digital. Acest lucru înseamnă fără hârtii, cu o semnătură electronică calificată și mai mult decât atât, cu foarte multe informații pe care le poți regăsi la un click distanță în aplicația George. După cum știți, am dezvoltat cele mai multe produse, inclusiv creditul imobiliar este în mediul digital, ceea ce nu s-ar fi crezut că în România este posibil. Un client care optează pentru un credit imobiliar poate să aibă aprobarea financiară în câteva minute, poate să-și încarce toate documentele de credit imobiliar pentru garanțiile locuinței direct în George și, bineînțeles, singurul pas pe care îl mai are de făcut în proiectul imobiliar este semnarea efectivă la notar, care astăzi se întâmplă în mediul fizic, dar altfel, toți pașii de creditare, inclusiv informațiile necesare, inclusiv feedback-ul colegilor pe documentele de credit imobiliar, se întâmplă în zona digitală. Deci, practic, noi am acoperit 90% din vânzările noastre se întâmplă în produse digitale, asistate de către consilier pentru a-i învăța pe clienți, dar ne bucur să spunem că după aproape 6 ani, hai să spunem 5 ani și jumătate, jumătate din aceste vânzări digitale deja se întâmplă acasă sau la servici, clientul optând la un click distanță pentru produse. Și credeți-ne că atunci când vorbim de toate creditele de consum, indiferent că vorbim de un credit nou sau de o refinanțare sau chiar și o restructurare, suntem banca care asigură în George soluții de restructurare pentru creditele și pentru problemele pe care clienții le pot întâmpina, de refinanțare, inclusiv creditele imobiliare, inclusiv asigurările, suntem fruntași în zona aceasta la un click distanță, fie că vorbim de credit asigurări de venit sau de protecție, de sănătate, dar și, domeniul de investiții și de economisire, toate sunt acolo. Iar de curând, adică anul trecut, suntem prima bancă din România care am implementat fluxurile digitale pentru pensii. Pensiile pilonul 2 și pilonul 3 pot fi achiziționate direct din George la un click distanță. Și să știți că am observat, pentru că toată lumea spune, nimeni nu se gândește la zona de pensie, nimeni nu se gândește ce se va întâmpla cu venitul fiecăruia dintre noi peste 20 sau 30 de ani. Din momentul în care am reușit să digitalizăm aceste fluxuri în George, la un click distanță, observăm o dorință mai mare a românilor de a aplica pentru aceste produse legate de fondurile de pensii și lucrul acesta ne bucură pentru că înseamnă că orele noastre de educație financiară referitoare la bugetul familiei și la ceea ce se întâmplă cu viața noastră încep să dea roade. Deci, pași mărunți în zona digitală, în zona de educație financiară, într-un mediu care ne permite acest lucru. După cum vedeți, zona aceasta oferă o personalizare a serviciilor din ce în ce mai mare. Și să vă întreb, de la ce a pornit acest proiect de salvare pentru creditele imobiliare? Mă refer la acea sumă, tampon. De la o nevoie, de la o experiență, de faptul că oamenii tind să primească salarii mai mici, să-și piardă joburile, să-și le schimbe. Doresc că vine pe o viață. Da, vine pe un program de educație financiară pe care noi îl promovăm, de, așa cum am spus, de peste 8 ani de zile și acest program de educație financiară conține 10 elemente sau, cum le spunem noi, 10 idei pe care românii le pot aplica în viața de zi cu zi. Bineînțeles, probabil că ați auzit de procentul 50-30-20, 50% cheltuieli de familie, 30% dorințe, pentru că suntem oameni și trebuie să avem dorințe, și 20% economisire. Multe din discuțiile pe care le-am avut, așa cum am spus, aproape 1.200.000 de oameni au trecut prin programe de educație sau prin planul financiar realizat împreună cu colegii mei, au spus, noi nu putem să economisim 20%, noi nu putem să punem bani deoparte. În momentul în care în aceste 10 idei principale am discutat despre ce înseamnă un credit imobiliar pe termen lung, pentru că creditul imobiliar, după cum știți, are o perioadă de viață de 20-25 de ani în medie și am expus riscurile care există în această perioadă, fie de pierderea jobului, fie de probleme de sănătate sau probleme de sănătate în familie, care pot duce la un consum mai mare. În discuțiile pe care le-am avut, marea majoritate a românilor au spus nu ne gândim acum, pentru că noi acum avem nevoie de casă și nu ne interesează ce se va întâmpla peste 10 ani. Și atunci noi am mers în programele educative și am propus, bine, putem înțelege acest aspect,
dar ce-ar fi înainte de a accesa un credit imobiliar, să încercați să puneți deoparte rata pe care doriți să o plătiți. Și acest element, această informație, am numit-o fond de urgență. A pune o rată deoparte, a pune 3 rate deoparte sau 6 în cadrul credit imobiliar a făcut parte din programul nostru de educație financiară. Am observat că românii care au înțeles că într-adevăr primul lucru într-un credit este să ai o disciplină a economisirii înainte de a te expune, au făcut lucrul acesta și au încercat să-și pună aceste rate deoparte, au reușit să nu aibă probleme, au reușit să treacă peste perioade dificile și chiar ne-au mulțumit pentru această propunere. Până la urmă este decizia fiecăruia. Și pentru că am dorit să accelerăm acest proces, ca oamenii să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă să ai un fond de urgență, un fond, o rezervă de bani. Pe vremuri, după cum știți, părinții noștri puneau o rezervă de bani într-un plic undeva, într-un colț al casei. Astăzi există produs care pot deține această sumă de rezervă și poate avea și dobândă, dar cel mai important lucru este disciplina. Disciplina de a avea o sumă de bani deoparte pentru perioade dificile. Din acest motiv am construit această campanie cu un credit imobiliar cu un fond de urgență pentru a accelera procesul de educație și îl numim fond de urgență, rezervă, tocmai pentru a induce această perspectivă de economisire în același timp cu perioada de creditare. Din același motiv, pentru că românii consideră că dacă accesează un credit, n-au cum, nu pot să și economisească și noi încercăm să învățăm. Și o altă întrebare, dacă puteți oferi un exemplu pe acest sistem de cashback care e foarte la mod, un exemplu, o persoană cu venituri medii, cât primește înapoi? Are 2 copii, cât poate să cheltuie pe ieșiri? Păi, am putea să luăm un salariu mediu pe economie și să considerăm că undeva la 30-40% sunt plăți. Plăți din mai multe domenii, da? Domeniul de educație pentru copii, domeniul consumului de mâncare, de consumului de benzină, consumului de medicamente, pentru că toate aceste oferte sunt în programul cash de bani înapoi, care se află în George, la care noi am suplimentat în perioada de campanie acest 10% la benzinării și respectiv 5% în perioada la supermarketuri. Deci dacă luăm un salariu, nu știu, să spunem de 4.000 de lei și gândiți-vă că 30% din el este folosit în acest mediu, poate economisi zeci de lei, sute de lei, depinde de fiecare dintre noi cum folosește cardul și sau telefonul mobil, cum folosește tranzacția, cum îi spunem noi, fără numerar. În momentul în care folosești o tranzacție fără numerar, bineînțeles că uneori este mai dificil, anumiți oameni nu optează neapărat pentru această opțiune, totuși, dacă vor cunoaște că vor primi măcar bani de buzunar pentru copil, ca să traducem așa într-un mod simplu, pe lună, eu cred că fiecare dintre noi va fi încurajat să folosească mediul digital sau respectiv plata la comercianți cu un instrument care nu utilizează cash, pentru că până la urmă primim, nu dăm. Și trebuie să învățăm să primim atunci când ni se oferă. Dacă acest program de bani înapoi oferă această soluție, ar fi păcat să nu-l folosim. Deci, depinde de situație, există procente de 5, 10, 15%, chiar și 20% depinde de comercianți și depinde de valoarea tichetului, inclusiv pentru zone de electronice, inclusiv pentru telefoane, inclusiv pentru zona de medicamente. Noi încurajăm inclusiv pensionarii să folosească utilizarea cardului în loc să extragă banii cash de la bancomat, nu pentru că ar fi un comision la bancomat, așa cum v-am spus, pachetul George oferă 0 la orice bancomat din România, nu neapărat doar al băncii comerciale române, după cum și în străinătate. Dar îl încurajăm să folosească pentru că poate primi câțiva bani înapoi, deci poate să meargă în aceste procente. E un calcul. Așa, zice pensionarii, banca mai și dă, nu doar și ea. Da, să știți că ne bucură atunci când privim în ochii unui pensionar, pentru că și noi vom fi pensionari probabil în 10-15 ani, bucuria de a primi și nu de a da. Și noi credem că prin toate programele pe care le construim, dar inclusiv prin campania Alege Bine pentru Tine, oferim. Mulțumesc mult! Dincolo de campania asta, cum au fost primele 2-3 luni ale anului?
Ce vrei creditele, nu știu, pentru BCR așa, în general. După cum observați... Economia vedem că fluctuează, adică. Noi suntem... Noi citeam că creșterea s-ar putea să fie mai mică decât cea... O să vă traduc în câteva idei principale. Prima idee principală este că rolul pe care noi l-am asumat este să nu generăm volatilitate pentru clienții noștri. Și atunci când a existat inflație sau când nu a existat inflație, noi să stăm drept și vertical și să oferim soluții fie pentru reducerea de costuri, fie pentru, să spunem, beneficii suplimentare. Rolul acesta nu l-asumăm de ieri de azi, l-asumăm de peste 10 ani, am spus, pe produsele de creditare în special, și dacă ar fi să privesc evoluția noastră în această perioadă de început de an, pot să vă spun că pentru clienții noștri anul trecut nu a fost un an dificil, cel puțin în relația cu costurile pe care le au pentru serviciile financiare, după cum anul acesta îl observăm un an poate cu privirea pozitivă pentru viitor, pentru că cu siguranță vom intra într-o altă zonă, într-un alt ciclu economic care poate să ofere și alte perspective decât doar cele de pesimism. Și aici mă refer și la tineri, pentru că mergem în zona tinerilor foarte mult și sunt foarte dornici să rămână în România și să construiască, ceea ce ne bucură extrem de tare și din acest motiv venim și către ei cu soluții pentru a fi cât mai fericiți cu serviciile financiare din România. Dar pe ansamblu, tot ceea ce înseamnă începutul acestui an, îl vedem într-un trend pozitiv. Nu vrem să spunem că totul va fi perfect, pentru că nu este rolul nostru. Noi ceea ce putem oferi este stabilitate. Stabilitate, încredere și faptul că atunci când există o problemă, putem găsi o soluție. Întotdeauna. Iar lucrul acesta vi-l spun cu mare responsabilitate, pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți clienți, am găsit soluții. Am plătit chiar și atunci când existau incendii și clienții respectiv nu au optat pentru asigurare de casă. Am plătit din partea băncii un anumit număr de rate. A fost un incendiu, dacă mai țineți minte, la Constanța, nu de mult. Deși nu au optat pentru asigurare de casă, am încercat să facem educație și în această problemă și practic din partea băncii am oferit un număr de rate astfel încât să depășească momentul de criză în care se aflau acei oameni. Deci, este un nou început, aș putea spune. Zona digitală ne oferă confortul unei eficiențe și atunci această eficiență ne oferă și posibilitatea de a investi în continuare. Investiția se face în primul rând către clienți, către colegi, către unități, către tehnologie, iar lucrul acesta nu poate să fie decât un lucru pozitiv. Accesarea serviciilor financiare este un element important și digitalizarea ne ajută nu pentru a reduce jobul sau pentru a, ci pentru a ne transforma în mai bine. Am pornit o agenție mobilă anul trecut, după cum știți, este un camion, da, transformat în agenție bancară, este generic un camion, este o mașină care pleacă în unități, în țară, nu în unități, în localități. Am parcurs peste 15 localități, continuăm traseul anul acesta și sperăm noi să avem o a doua agenție, pentru că ne îndreptăm și spre zona rurală, care este foarte importantă pentru ca România să crească. Știți foarte bine că gradul de bancarizare în România nu este atât de ridicat, cum se întâmplă în alte țări, dar totuși crește. Deci există un potențial, iar oamenii din zona rurală, care nu au acces la informații, au nevoie de noi, de noi toți și de dumneavoastră, să știți, pentru a primi informația de care au nevoie să evolueze. Iar noi încercăm să fim acolo din ce în ce mai mult. Tehnologia ne ajută, pentru că nu mai trebuie să cărăm imprimante sau calculatoare, totul se întâmplă pe telefon și avem nevoie să ne întoarcem spre această zonă pentru că face parte din România și, de ce nu, sunt foarte mulți tineri acolo care poate, de ce nu, vor să rămână acolo, nu neapărat să meargă spre orașe și noi trebuie să îi încurajăm. Da, și a doua întrebare, care va fi în totul sectorului bancar, online sau sucursale? O să vă spun, strategia noastră se bazează pe 4 cuvinte cheie și care cred că o să vă răspundă la întrebare. Super digital, super human. Adică, respectiv, oamenii vor avea rolul extraordinar de important de a consilia și de a educa.
Digitalul ne va ajuta foarte mult să fim eficienți și rapizi și să putem accesa serviciile de oriunde. Cineva dimineața a fost la universitate și discutam cu cineva de acolo, nu contează cine, dar m-a întrebat dacă poate accesa un fond de pensie o persoană care a plecat din țară și care are nevoie să-și consolideze această zonă de pensie. Și am spus da, dacă deține un buletin, o carte de identitate, dacă nu poate veni în România, dar dacă deține o carte de identitate, poate să deschidă la distanță relația cu banca și poate să acceseze un produs de pensii pilonul 3 privat de la distanță. Lucrul acesta, dacă îl discutam acum 15-20 de ani, ați fi spus că este un lucru science fiction, da? Care nu se poate întâmpla. Discutăm astăzi, în ultimii 5 ani, de un efort fantastic de investiții, dar în același timp și de educație. Și faptul că deja 90% din produsele și serviciile noastre sunt în mediul digital expuse către clienți sau accesate de către clienți, cred că spune foarte mult. Și vă spun cu mare responsabilitate pentru că suntem nu numai în țară, să spunem, am evoluat așa de mult, nu numai în țară, dar și dacă privim pe ansamblu țările din jurul nostru, zona României, respectiv Banca Comercială Română, în cadrul grupului Erste, este cea mai avansată din perspectiva produselor digitale, dezvoltate în România pentru români și accesate de către români. Și când vorbim de asigurări că suntem în fruntași în zona aceasta digitală, la un nivel de țări care au o istorie de peste 50 de ani în zona de asigurări, credeți-ne, chiar ne face să fim mândri. Mândri pentru românii care au accesat aceste produse, mândri pentru colegii care au dezvoltat aceste produse. Și da, privim pozitiv. Deci o să fie atât parte umană cât și parte digitală și îmi place să spun că această proporție va fi 50%-50%. De ce? Pentru că digitalul este construit de oameni, iar oamenii au nevoie de oameni. Deci, oricum am construit, trebuie să fim împreună. Nu există decizii și respectiv emoție în zona digitală și nu va exista, indiferent dacă va exista artificial intelligence peste tot, nu va exista pentru că emoția umană nu poate fi transmisă mai departe. O întrebare? Da. Ce se întâmplă cu ieșenii care poate sunt familiarizați cu sediul din Podul Roșu? Vor mai putea veni acolo, la sediul respectiv, să acceseze anumite servicii BCR? Sediul, scuzați-mă. Deci din Podul Roșu, cu starea județeană. Bineînțeles că da. Deci nu s-a schimbat nimic, da. doar ne reînnoim, doar ne facem o casă mai frumoasă. Bineînțeles că toate sucursalele noastre vor ajunge în această structură de servicii, pas cu pas, pentru că sunt investiții foarte mari, vorbim de zeci de milioane și sute la nivel de țară și investițiile, după cum observați, nu sunt doar în mediul locativ, dar și în echipamente, pentru că unitățile noastre deja dețin câte 2, 3, 4 echipamente multifuncționale care să ajute chiar și în afara orelor de program pe cei care își doresc accesarea serviciilor.